Bună, sunt Oana și azi la Culinar Show o să facem una dintre cele mai simple și versatile prăjituri, salam de biscuiți. Eu o să-l fac mai special pentru că o să-i pun fistic și nucă de cocos. Salamul de biscuiți nu are nevoie de coacere, doar trebuie să stea la frigider câteva ore înainte de a-l tăia. Mai întâi o să rup biscuiții, o să-i fac bucăți mici și să rup foarte ușor cu mâna. Cei mai buni sunt biscuiții simpli, dar puteți să folosiți și biscuiți de ovăz sau integrali, fără zahăr, de care vreți voi. Peste biscuiți adaug nuca de cocos și fistic. Puteți să adăugați nuci, stafide sau rahat tăiat cu bulețe, după plac. Le amestec puțin. Și acum o să pun într-o crăticioară laptele, 50 de grame de zahăr, ciocolata ruptă bucăți, eu am luat o ciocolată neagră cu arahide și untul, o să-l tai un pic înainte și o să le las pe foc până amestecul devine o cremă. Crema este cea care va lega ingredientele și o să pot să-i dau o formă de salam de biscuiți compoziției. Crema este gata și o să-i adaug esență de portocale, cam o linguriță și esență de rom. Mie îmi place să le pun la final ca să nu devină crema amară. Amestec puțin și torn crema peste biscuiți. Și acum nu trebuie decât să amestec foarte bine. Biscuiții vor absorbi toată crema. O să pun pe masă o folie de plastic. Și acum o să pun compoziția. E foarte bun. Și acum o să rulez cu grijă și o să-i dau forma de salam de biscuiți. Trebuie strâns foarte bine, să fie compact, să putem să-l tăiem bine după ce se întărește. O să încerc să-l și leg la capăt. Și o să-l pun și într-o folie de aluminiu, ca să stea mai bine la frigider. Trebuie lăsat la rece minim 3 ore, ca să se întărească foarte bine untul și ciocolata. Salamul de biscuiți este gata. Și acum o să-l desfac. Pudrez o tavă cu zahăr. Acum o să-l îmbrac pe toate părțile. L-am îmbrăcat bine de tot. Și acum o să-l leg cu o sfoară. Prima oară o să-l leg chiar la margine, la capăt, și o să-i fac un nod. Și acum o să-i fac ca un laț și bag pe dedesubt. Și leg așa până ajung la capăt. O să arate mult mai bine. Gata! Arată exact ca un salam. Acum o să-l tai, să vedem cum arată și înăuntru. Se văd bucățile de fistic și biscuiții și alunele. Vreau să și gust o bucată. E foarte aromat. Se simte și nuca de cocos și aroma de portocală.
sunt Alex. Nu știu cum sunteți voi, dar eu pe canicul asta numai în bucătărie nu mi-aș dori să fiu. Și totuși am poftă de ceva dulce. Atunci, hai să pregătim împreună o tartă fără coacere. Mai exact, tartă cu blat de biscuiți, ganaș de ciocolată și fructe de pădure. Vei avea nevoie de 5 bine biscuiții Oreo într-un blender cu tocător. Adăugați untul topit și continuați să măcinați până se omogenizează totul bine. Puneți biscuiții într-o tavă de tartă cu fund detașabil și presați bine, insistând pe margini. Lăsați la frigider până pregătiți crema. Acum să continuăm cu crema. Tăiați mărunt, la cuțit, ambele tipuri de ciocolată și puneți-le într-un bol. Încălziți smântâna de gătit pe foc și puneți-o peste ciocolată. Lăsați acolo circa 1 minut, apoi amestecați-o bine până la omogenizare. Turnați ganajul obținut în forma de tartă. Puneți fructele de pădure și dați la frigider pentru minimum 2 ore. Opțional, pentru servire, puteți pune niște fulgi de migdale zdrobiți. Acum hai să o tăiem, pentru că eu, unul sincer, nu mai rezist. Voilà! Una bucată tartă, fără coacere, cu blat de biscuiți Oreo, ganaș de ciocolată și fructe de pădure. Ce altceva ți-ai mai putea dori? Sincer, nu știu ce e mai apetisant. Blatul de biscuiți Oreo sau ganașul de ciocolată? Sper că rețeta mea v-a încântat. Chiar aștept și alte sugestii din partea voastră. Cam atât pentru azi. Salut, bucătăraș! E foarte posibil ca expresia "bun de te lingi pe degete" să fi pornit de la următoarea rețetă. Hai să testăm împreună! Tort de biscuiți cu cremă de vanilie, iată o combinație minunată și care te va surprinde cu siguranță în mod plăcut. Ai nevoie de 500 de grame biscuiți, 100 de grame unt, 50 de grame zahăr pudră, 50 de grame nucă mărunțită, 50 de grame stafide, 50 de grame cacao, 100 de grame ciocolată neagră, 250 ml lapte, o linguriță esență de rom și o linguriță coajă rasă de portocală. Pentru crema de vanilie, îți trebuie 500 ml lapte, 6 gălbenușuri, 100 de grame zahăr pudră, 40 de grame făină, o linguriță extract de vanilie și 50 de grame unt la temperatura camerei. Începe cu crema de vanilie să aibă timp să se răcească. Mixează gălbenușurile cu zahărul până se albesc și se umflă bine. Încorporează apoi făina și toarnă laptele fierbinte în fir subțire, amestecând în continuu cu untel. Pune crema pe foc mic și las-o până se îngroașă. Ai grijă să amesteci mereu să nu se lipească. Oprește focul, apoi adaugă untul tăiat cu bulețe și extractul de vanilie. Mută crema într-un bol curat, pune deasupra o folie de plastic ca să nu se formeze crustă și lasă-o la răcit la temperatura camerei, apoi mută-o în frigider. Taie sau rupe biscuiții și pune-i într-un bol încăpător. Adaugă nuca și stafidele hidratate. Toarnă laptele fierbinte peste ciocolată, apoi adaugă cacaoa, amestecă bine și lasă la răcit. Pune esența de rom și coaja de portocală. Mixează untul moale cu zahărul pudră și adaugă-l peste biscuiți. Toarnă apoi amestecul de lapte răcit și încorporează bine. Răstoarnă compoziția de biscuiți într-o tavă de tort cu pereți detașabil cu diametrul de 26 cm. Nivelează și presează bine, apoi pune deasupra crema de vanilie. Pune tortul la frigider 3-4 ore sau mai bine peste noapte. Decorează-l după plac înainte să-l tai felii. Degete. Încearcă rețeta acasă și te vei convinge. Iar dacă mai ai întrebări sau alte rețete pe care vrei să le prepar, lasă în comentariile tale mai jos. Pa, bucătăraș! Până data viitoare, nu uita să te abonezi, să dai like paginii de Facebook sau să mai cotrobăi printre celelalte rețete.